Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi vreau să discutăm un subiect care chiar că cred că merită atenția noastră, și anume domeniul transporturilor. De ce vreau să discutăm acest subiect? Am avut anunțul că o companie aeriană pleacă din Republica Moldova, două companii își anulează zborurile. În general, ce se întâmplă în ramura noastră transportului? N-am luat doar transportul aerian, am luat toată ramura transportului din două motive. Primul motiv este anul 2020, care a lovit enorm această ramură. Pentru multe companii, 2020 a fost un an fatal, ei pur și simplu n-au rezistat și noi nu am prea atras atenția necesară acestui subiect. Doi, n-am vorbit niciodată despre ramura transportului din Republica Moldova. Am vorbit despre exportul serviciilor de transport, despre care și astăzi vreau mai aminti, dar aceasta este doar o parte micuță. În general, pe noi ne interesează ce se întâmplă în ramura transporturilor. Și aici vreau să aduc anumite nuanțe ca din start să fie clar despre ce discutăm. Ramura transporturilor o vom împărți, cum se împarte și ea de către Biroul Național de Statistică, în două categorii. Transportul de mărfuri, transportul de pasageri. Asta este primul lucru care vreau să-l clarificăm. Și al doilea lucru, extrem de important, este toată lumea înțelege transportarea unei mărfi de la Chișinău până la Ialoveni nu este egal cu transportarea unei mărfi de la Chișinău până la până la București sau până la Budapesta. De aceea eu voi utiliza în analiza mea noțiunea de tone kilometri, adică câte tone de marfă și câți kilometri a fost transportată, că nouă este important nu doar transportarea, dar și distanța. Și doi, la transportul de pasageri, iarăși un călător de la Strășeni care vine la Chișinău, nu poți să-l compar cu un călător care de la Chișinău se duce până la Londra. Observați dumneavoastră că este o diferență mică de distanță parcursă de ei. De aceea vom utiliza noțiunea călători kilometri sau câți kilometri de drum au fost duși și câți oameni și câți kilometri de drum au fost duși. Este o noțiune, după mine, cea mai bună, îți permite să faci analiza în timp și vom avea și niște indicatori de dinamică să vedem ce s-a întâmplat în această ramură. Evident, am ponderat și am luat după exporturi și anume am considerat că la noi ramura transportului este în felul următor: 75% sunt servicii transport de mărfuri, 25% servicii transport de călători. Aceasta am folosit doar atunci când am vrut să vorbim despre indicatorii cum ar fi piața și evoluția ramurilor la noi. Cifrele care le utilizăm în cea mai mare măsură sunt în 95 până în prezent, din ce cauza am luat 95, este anul din care statistica se duce doar pe malul drept a Nistrului, însă pentru un tablou general, ca să înțelegem mai clar acest lucru, am luat și malul drept împreună cu malul stâng, o dinamică începând cu anul 1960. Dar asta doar așa pentru curiozitate, dacă lumea vrea să știe unde și cum ne aflăm noi pe această ramură. Haideți să mergem. Dacă ne uităm atent, observăm deci că ramura transportului în Republica Moldova, începând cu anul 88 undeva, deci până 88 a fost în continuă creștere, asta deja vă spun cu cunoștință de cauză, dar începând cu 88, 89, 90 s-a început declinul. Eu am luat anul 95 ca anul de referință, dacă vedeți, declinul continuu până în 2001. În 2001 această ramură era cam jumătate din ceea ce a fost în 95. 95, veți vedea că tot era jumătate din ceea ce a fost în 98. După aceasta s-a început o ușoară creștere. A durat până în 2008. Criza din 2009 iarăși a dus ramura în jos. Cea mai mare cădere din istorie a fost anume în criza din 2009. Scăderea a fost de aproape 30%. Și în mare parte se datorează scăderii transportului din mărfuri. După aceasta avem o creștere și anul 2020. Dacă observați, în 2020 scăderea nu arată atât de mare din simplu motiv că la noi ce a scăzut cel mai mult transportul de pasageri, transportul de mărfuri aproape nu a fost afectat. Și avem 2 ani de recuperare. Noi în prezent, în 2022, estimativ suntem la 20%, deci această ramură după cât avem noi 25 de ani de independență, această ramură în prezent, volumul este cu 20% mai mare decât în anul 95. Dacă observăm, situația nu este foarte bună.
Un alt factor care mi s-a părut important să-l dau este legat de sectorul privat sau ponderea sectorului privat în ramura transportului din Republica Moldova. Aici iarăși am ponderat. Cifrele sunt din 2005, până în 2005 era o mică diferență. Eu cred că le voi găsi cu timpul. Biroul de Statistic publică datele din 2005. În 2005 o treime din tot volumul de transport, fie de mărfuri, fie de călători, era realizat de către sectorul privat, iar două treimi de către sectorul public, întreprinderi de stat. În prezent, 86%, aproape 90% din toată ramura transportului este privată și doar în jur de 15% este sectorul public. Ramura privată este 100% în transportul avia, ramura privată în transportul de taxi, în transportul de autobuse peste 90% și sectorul public domină transportul naval, dar acolo volumele sunt foarte mici, transportul feroviar, care în 2022 cumva s-a înviorat, dar este unul destul de micuț, și transportul de troleibuze, care este în incinta municipiului Chișinău și încă Bălți și cam aici s-a finalizat. Dacă ne uităm pe transportul de pasageri, atunci, încă o dată repet, luăm câți kilometri și kilometri oameni am avut noi. Dacă observăm, în anul 2019 noi am ajuns la 6,7 miliarde pasageri kilometri, deci practic cetățenii noștri au fost transportați, deci oameni, 6,7 miliarde kilometri. După aceasta, 2020, cel mai tare a lovit în transportul de pasageri. Pandemia a oprit toată circulația, în special transportul autobuză, transportul avia, care a suferit foarte mult, și avem o cădere de 2,3 ori până la 2,9 miliarde. În 2021 am avut o recuperare până la 4,1 miliarde, în 2022 5,6 miliarde pasageri kilometri. Ceea ce este în principiu bun, dar încă n-am ajuns nivelul de până la pandemie. Altfel spus, în 2 ani de zile noi încă nu am reușit la transportul de pasageri să recuperăm lovitura care am avut-o în anul 2020 legată de pandemie. Dacă ne uităm la transportul aerian, din ce cauza am luat transportul aerian, deoarece este transportul care cel mai mult are cea mai mare contribuție la transportare de pasageri, aproape jumătate din tot pasagerii ca distanță este prin transportul aerian, căderea a fost și mai mare, de la 2,4 miliarde, recordul absolut. Aici vă rog să trageți atenție, anul 2013. Până în 2013, transportul aerian de pasageri în Republica Moldova era unul care, să zicem așa, creștea, dar nu precreștea. A avut o ușoară creștere până în 2009, apoi 2009-2013, iar și o ușoară creștere. Cred că nimeni nu are întrebări din ce cauză, începând cu 2013, noi avem o creștere pur și simplu fenomenală, este legat de anularea regimului de viză. Cetățenii Republicii Moldova au început să circule foarte intens, acum și veți vedea și după număr. Am ajuns la 2,4 miliarde kilometri, cetățeni kilometri transportați. După aceasta avem o cădere de 3,4 ori și în prezent această ramură se recuperează rapid, dar încă n-am ajuns la nivelul care a fost în anul 2019. Ce înseamnă lucrul acesta? Problemele care sunt în domeniul avia din Republica Moldova este greu să spui ca un substrat economic, mai degrabă un substrat politic și unul de management. Din simplu motiv că atunci când ai o piață care atât de rapid se recuperează, ai o creștere atât de rapidă a cererii de servicii de transport avia și tu să nu vrei să operezi sau să nu poți opera, aceasta ridică foarte multe întrebări. Eu la politicienii noștri, la Comisia Economiei, Bugete și Finanțe, Ministerul Economiilor, le-aș recomanda să răspundă la o întrebare simplă și să o răspundă discutând cu operatorii și cu reglementatorii din domeniu cum este posibil pentru o piață cu o creștere atât de rapidă, de fapt cu o recuperare atât de rapidă, să avem probleme, o companie avea să nu poată lucra și ar una să plece din țară. Deci eu cred că aici nu este pe dimensiunea economică, cât avem pe dimensiunea politico-administrativ sau de administrare.
După număr de pasageri, de regulă nu utilizez, dar la transportul avia mi s-a părut interesant să utilizăm și număr de pasageri. Observăm că în Republica Moldova până în 2009 am ajuns până la 460.000 de pasageri transportați anual cu transportul avia. Apoi în 2013 am ajuns la 655.000. Iar după aceasta avem câteva creșteri explozive și ajungând la 1.600.000 de pasageri transportați cu avionul. Criza din 2020 ne-a dus la 385 sau la minimul din ultimii 15 ani, dacă observați, doar în 2005 am mai avut așa ceva. Iar acum suntem într-o etapă de recuperare. Cred că anul 2023 trebuia să fie anul când noi chiar depășim recordul care l-am înregistrat în 2019. Iar acum, cu această incertitudine și mie este greu să dau vina pe războiul din Ucraina, cel mai probabil că avem o problemă din management la companie și avem o problemă de greu până ce nu vreau să dau anumite aprecieri, dar noi avem o situație în care riscăm cu o piață care se recuperează atât de rapid să nu se mai recupereze. La transportul de autobuse, care este al doilea ca domeniu, deci noi practic, dacă ne luăm după transportul ca distanță, deci prin oraș oamenii circulă mult, dar distanțele sunt micuți. Vorbim de transportul ca distanță mare, dintre orașe, dintre Republica Moldova și alte țări, pe primul și pe al doilea loc, deci noi avem două ramuri care transportă cel mai mult oameni, avia și autobusele. Deci noi de la 3,5 miliarde pasageri kilometri, noi în 2020 am coborât până la 1,8 sau ramura aceasta a căzut de două ori. Dacă în cazul transportului avia noi avem doar câteva companii și ele mai bun sau mai mult au putut supraviețui, în cazul transportului de autobus avem foarte multe companii și pentru multe companii nu prea mare această cădere a fost una critică, dar observăm și o recuperare destul de bună. Dacă în 2021 recuperarea nu a fost de rapidă, în 2022 recuperarea a fost chiar destul de bună, estimăm că am ajuns la 2,8 miliarde de pasageri kilometri, ceea ce mai mult sau mai puțin ne apropiem de cifra de până la criză. Cu mărfurile. Aici cu mărfurile este o nuanță legată de faptul că noi în 2022 am transportat foarte multe mărfuri cu proveniență din Ucraina, dar dacă vorbim la cifre, observăm că 95 Republica Moldova doar ca volum, nu ca distanță, noi am transportat 54 de milioane de tone de mărfuri. După aceasta, în 2019 am ajuns la 28 de milioane, vedeți o scădere enormă, chiar dintre 98 și 99. Apoi am început o recuperare, criza din 2009 iarăși ne-a dus în jos și aceasta s-a văzut în cifre. Și acum, chiar dacă am fost în criză, în anul 2020, dacă observăm, la transportul de pasageri am avut o scădere semnificativă, cât privește transportul de mărfuri, căderea a fost una aproape neobservată. Iar în 2022 noi am ajuns estimativ la nivelul de 95. Deci nouă ne-a luat 27 de ani ca să ne întoarcem de unde ne-am pornit. Legat de după cum am spus, transportul de mărfuri este una când transporti marfa de la Chișinău la Călăraș, la Chișinău la Strășani și alta când transporti marfa, o exporti prin anumită țară, chiar București, chiar acum dacă mergem în port. De aceea, iarăși aici folosim câte miliarde de tone kilometri. Adică o tonă, câte milioane de kilometri au fost transportate sau miliarde au fost transportate. Observăm în 95 volumul era de 4,3 miliarde de tone kilometri. Apoi am urcat în 2000, am coborât până la 2,3 în 99, am urcat la 6,2, criza din 2009 ne-a dus în jos, iar acum suntem la 7,8 miliarde de tone kilometri, care este un record începând cu 95 încoace, o creștere semnificativă și cel mai mult în 21, în anul 2021, este sfârșitul anului și 2022, această creștere este determinată de transportul mărfurilor ucrainești din și înspre Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova. După cât am spus, am vrut să fac o analiză ce s-a întâmplat în Republica Moldova cu transportul de mărfuri începând cu anul 1970. Cred că data viitoare când voi vorbi, voi avea deja datele și pe anul 60, datele cât de cât pot fi găsite.
Deci dacă observăm, în anul 1970 la noi se transporta 11,6 miliarde de tone kilometri de marfă. Recordul a fost atins în 85-86, de fapt ne-am apropiat până în 88, aproape 19 miliarde de tone kilometri de marfuri. Apoi a urmat o cădere puternică în anul 95, volumul total era de 5,7, dintre care 25% de mărfuri erau transportate de întreprinderi din stânga Nistrului, 75% de mărfuri erau transportate de companiile din dreapta Nistrului. Dacă observați, în dreapta Nistrului erau 4,3 miliarde, în stânga Nistrului 1,4 miliarde. După aceasta, stânga Nistrului a dispărut. În stânga Nistru practic nu sunt exportă mărfuri. Comparativ cu noi, dacă erau cândva 25%, acum toate mărfurile transportate de companiile din stânga Nistrului sunt cam 3% din tot volumul transportat de Republica Moldova. De ce s-a întâmplat acest lucru? Din simplu motiv că 90% din toate mărfurile din stânga Nistrului erau transportate pe calea feroviară. După aceasta, ei nu mai pot utiliza calea feroviară din simplu motiv că nu se află în câmpul legal al Republicii Moldova și, practic, industria transporturilor de mărfuri din stânga Nistrului a dispărut. Voi pregăti cu altă ocazie și tot ce înseamnă cu transportul de pasageri este aceeași situație. De fapt, dacă am face așa o primă concluzie, în felul următor, regimul separatist de la Tiraspol, din multele rele pe care le-a făcut acolo, practic a distrus tot ce înseamnă ramura transportului din regiune. Noi avem o dispariție tot ce înseamnă transportul de mărfuri și avem o dispariție tot ce înseamnă transportul de călători. Evident, cetățenii din stânga Nistrului nu rămân în mijlocul drumului. Ei sunt transportați în cea mai mare parte decât companiile din Republica Moldova, fie când au nevoie de zburate, zboară din Chișinău, fie când au nevoie de plecat peste hotare, foarte mulți îi pleacă, tot pleacă din Chișinău, practic ei utilizează transportul din partea dreaptă a Nistrului. Din acest motiv, în anul 2022, estimăm că volumul de transport de mărfuri este undeva la 8,1 miliarde tone kilometri, ceea ce este de două ori mai puțin decât am avut în anii 85-89, dar acest volum de transport în proporție de 97% este asigurat de companiile din dreapta Nistrului. În stânga Nistrului și pe această dimensiune, că sunt și pe alte dimensiuni, practic a dispărut viața economică. De fapt, această izolare a regiunii transnistrene a dus la ceea că transportul este un indicator al dezvoltării și al bunăstării țării. Dacă nu se duc mărfuri, dacă nu circul oameni, asta înseamnă că economia e moartă, înseamnă că nu se întâmplă nimic acolo. Poți calcula încă volumul de mărfuri pe cap de locuitor transportate, călătoria pe cap de locuitor, lucru care îți permite să vezi cât e de puternic mobilitatea economică, cât e de puternic mobilitatea economică a cetățenilor și cât e de puternic viața economică a țării. După acest indicator, în stânga Nistrului totul este înghețat, unica ce li salvează situația sunt companiile din dreapta Nistrului. Aș vrea aici să mă opresc la transport feroviar. Din ce cauza, cum și veți vedea, în primul rând, până în anul 90, transportul feroviar era cam 90% din tot transportul de mărfuri. Dacă ne uităm aici, în Republica Moldova, pe partea dreapta Nistrului, pe stânga Nistrului, după cum am reamintit, până în 95-96 a fost ultimul an când a lucrat transportul feroviar, după aceasta el nu mai lucrează, de aceea nu are sens să vorbim de stânga Nistrului. În dreapta Nistrului, noi în perioada de independență am ajuns la maxim în 2003, 14,7 milioane tone de marfă transportate. După aceasta am avut o cădere continuă până în 2020, iar acum avem o creștere destul de substanțială, dar ca volum, dar ca distanță și mai mare este creșterea, dar aceasta se datorează în cea mai mare parte războiului din Ucraina și parțial producția agricole foarte mare care am avut-o și care a trebuit să o transportăm cu transportul feroviar. Dacă luăm ca distanță miliarde tone kilometri, ce distanță de transportat noi marfă? Observăm iarăși în 2006
Noi am ajuns la 3,7 miliarde tone kilometri, apoi am căzut și acum am ajuns la 1,2. Este o creștere semnificativă comparativ cu anul precedent de 16%. Am avut, este o creștere semnificativă de aproape două ori, dar iarăși suntem la minimul din ultimii cam vreo 10 ani de zile. Deci, dacă observați, suntem practic transportul feroviar a dispărut. Dacă în 95-97 în Republica Moldova transportul feroviar asigura 74% din toate mărfurile transportate ca distanță, atunci în 2020 am ajuns la sub 10%, iar acum suntem cam 15-16% și tot din cauza mărfurilor din Ucraina. Mărfuri din Republica Moldova transportate cu transport feroviar consider că este aproximativ la același nivel, 10-12%. Aici a fost legat cu ramura transportului, în general, cum activate în Republica Moldova. Sunt două concluzii de bază. Transportul feroviar, care cândva domina în tot ce înseamnă transportul de mărfuri, practic a dispărut. În prezent, el cunoaște o ușoară înviorare și se datorează faptului că am avut an bun în agricultură și a trebuit să transportăm mărfuri, război din Ucraina. În stânga Nistrului, dacă ei, companiile de acolo, asigurau 25% din tot transportul de mărfuri de pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu 97, ei dețin undeva de la 3 până la 5%, chiar 2% jumătate, 3% în ultimii ani, 3%, practic tot volumul de transport, atât de mărfuri cât și de pasageri, este asigurat de companiile din dreapta Nistrului, care asigură și transportul mărfurilor atât din stânga Nistrului, care asigură transportul de pasageri din stânga Nistrului. Deci izolarea lor a dus la ceea că a fost omorâtă ramura care este sângele organismului, este cea care mișcă lucrurile într-o societate. Dar încă un aspect al transportului este că serviciile de transport noi și exportăm. Deci companiile din Republica Moldova lucrează printr-o oferire a serviciilor de transport în afara țării noastre. Și una dintre cele mai importante ramuri ale economiei noastre a fost cea mai importantă ramură. Acum IT-ul și serviciile pentru business au luat locul întâi, dar până în 2021, ramura transportului practic a dominat. Noi am ajuns să exportăm servicii de transport la nivel de 430 de milioane de dolari. 2020, ramura s-a prăbușit practic de două ori, până la 250 de milioane de dolari export de servicii de transport, iar în 2022 estimăm că ele au crescut până la 480 de milioane, încă nu sunt datele, dar estimăm că sunt 480 de milioane de dolari, ajungând maxima istorică din toate timpuri. Deci, în prezent, exportul de servicii de transport este ca importanță. Avem sectorul IT, zonele economice libere și pe loc 3 este serviciul de transport. Dacă să împărțim pe tipurile de servicii, observăm că în 2022 estimăm că transportul internațional de pasageri este 95 de milioane de dolari și transportul internațional de mărfuri 340 de milioane de dolari. De fapt, în exportul de servicii, la noi 75% sunt mărfurile, 25% sunt pasagerii. Și aici am luat transportul avia. Din ce cauză transportul aerian, ați înțeles, este subiectul numărul 1 în prezent și, de fapt, ăsta este unul din motivii de ce am luat acest subiect să-l discutăm. Dacă observăm atent, până în anul 2010-2011, volumul de servicii avia exportate de Republica Moldova erau la nivel de 45-50 de milioane de dolari. Am ajuns în 2020 la 118 milioane de dolari, recordul absolut, și apoi o prăbușire de aproape de peste 3 ori, de aproape 3 ori și jumătate, aproape 4 ori, până la 33 de milioane de dolari transportul de aerian de pasageri. În 2022 avem o creștere destul de puternică, până la 59 de milioane de dolari și îmi cer scuze, și în cel mai probabil noi vom avea în acest an vom avea o situație până ce e incertă, dar concluzia este aceeași. Cum este posibil că o ramură care se recuperează atât de rapid să fie în prezent abandonată? Asta este întrebarea la care nu mi-o pot da răspuns. O ramură care după o cădere atât de puternică în prezent își recuperează și pasagerii, și distanța parcursă, și banii încasat, exact în clipa aceasta o companie de ce desplece
și alta spune că nu poate lucra. Deci aici sunt întrebările la care este foarte greu de dat răspuns, iar concluzia finală este una extrem de importantă. Ramura transportului este ramura de bază care asigură mobilitatea cetățenilor și asigură viața economică în societate. Ramura serviciilor de transport, după cum vorbiți, serviciile secolului 21 sunt serviciile și serviciul de transport este o ramură pe care se duce o luptă puternică internațională. Republica Moldova are șansa de a fi în această ramură și depinde doar de noi dacă vom reuși sau nu să ne menținem pe această piață. Avem o recuperare destul de bună. Important este ca să asigurăm dezvoltarea acestei ramuri fără de care nu este posibilă creșterea economică a țării. Vă mulțumesc mult și până data viitoare!